O să fiu un internship timp de 2 luni la rafineria Petromidia. Sunt foarte entuziasmat de acest internship. Nu știu, în proporție de 90% sunt sigur că o să-mi păstrez de entuziasm și la finalul internship-ului. Echipa Rompetrol m-a atras foarte mult. Sunt niște oameni foarte entuziaști și mă vor învăța foarte mult. Abia aștept. Gaz Bună Gaz International Internship 2018 la final. Este un program drag nou și spun drag nou pentru că avem posibilitatea să interacționăm cu tânăra generație, cei care mâine ne vor înlocui. Programul de internship din 2018 a fost special în felul lui, așa cum a fost fiecare în fiecare an, iar mai bine va fi judecat peste 3, 4, 5 ani, când oamenii care astăzi s-au calificat pentru a fi angajați în Rompetrol Rafinare vor conduce instalații, departamente, alți oameni. 70% din managementul actual al Petromidiei este format din oameni care s-au format în acest program. N-a fost nimic dificil pentru mine în acest internship. Înseamnă că îți place. Exact. Hey! A fost mai mult decât mă așteptam, iar echipa m-a ajutat și m-a susținut și pentru asta le mulțumesc foarte mult. Am vorbit cu toți distribuitorii, furnizorii și așa mai departe și e fix ce îmi doream. Am intrat într-un fel și am ieșit altfel. A fost o discrepanță enormă din punct de vedere informațiilor, până am avut foarte multe de învățat și sper să rămân în această echipă. Am lucrat într-un laborator. Pentru mine experiența asta a fost cea mai frumoasă experiență pe care am trăit-o până acum. Am avut și o întrebare din sală, dacă ne-am păstrat entuziasmul pe care l-aveam la începutul internship-ului. Pot să zic că entuziasmul meu a explodat în timpul acestui internship și mai ales la finalul lui. Oamenii cu care am interacționat au fost geniali. Efectiv, nu a fost o familie. Mulțumim, Rompetrol!